populare moldovenești, aranjament Grigore Zănoagă și suită de melodii contemporane Zănoagă și Cornescu. Thank you.
Desigur, după cum spuneam mai devreme, oaspeții noștri, fanfara Cudeșteanca din comuna Cudești, județul Botoșani, România, conducător Gheorghe Mitoceanu. Aplauze pentru acești minunati oameni din România. Thank you.
Thank you.
Și vreau să cer iertare din partea dumneavoastră, ei trebuie să plece, au drum lung, veniți din ieri, au hrămuit ieri la Cătujenii Mari, după cum când se vede că dispoziția e bună, înseamnă că la Cătujenii v-au primit bine. La Cătujenii v-au primit bine. Satului și la Șordinești de același rând. Eu vreau să invit cu plăcere pe domnul Andrei Chistol, secretar de stat al Ministerului Culturii, care o să ne spună câteva cuvinte de salut și oaspeții veniți de la Botoșani vor să plece și noi o să le dăm voie. Să le mânăm trofeile noastre. Putem domnul Chistol. Mai crezi, domnul director, vă mulțumim cu mare drag că ne-ați primit tot atât de el și dacă tot am venit atât de timp, am spus că am trebuit și am rămâit bine, să vă lăsăm o mică amintire din prisma noastră, să nu ne uitați și la ediția următoare. Vă felicit și sunteți un public minunat, mult în afară, am învățat și noi multe și sper și noi să lăsăm din sufletul nostru și din gândura noastră alături de dumneavoastră și vă mulțumim mult că ne-ați primit și ne-ați invitat. Mult succes în continuare și fanfara o mulți ani trăiască pentru domnul director. Eu vreau să mulțumesc cu domnul Grigore și vreau să revin fanfara de fete la Tudești în septembrie anul viitor. Domnule director, bună ziua, în primul rând vreau să vă felicit, în primul rând, cei locuitorii Raionului Șoldănești cu acest festival și cu acest concert extraordinar care l-a asistat astăzi. Vreau ca să nu rețin prea mult colegii de România să le mână diploma onoare, diploma se acordă fanfarei Cudeșteanca din comuna Cudește, raionul, județul Botoșani, România, conducătorului Gheorghe Mitoceanu pentru prestația artistică și evaluare excedentă în cadrul ediției finale și Șoldăneștea Festivalul Transfrontalier, răsună fanfare fără votare. Din partea consiliului am luat un premiu pănesc de 1000 de lei să aibă din piele înapoi.
dirijor Grigore Zănoagă. Tabloul muzical În lunca mistrului, prelucrare și aranjament de Grigore Zănoagă. Thank you.
Cristin Com, tango, voce Valentina Zănoagă și Sergiu Socoleanu. Thank you.
Voce, Valentina Zănoagă și Sergiu Socoleanu.
V-am susținut și cred că o să vă susținem și în continuare, pentru că, într-adevăr, este un eveniment extraordinar, un eveniment care contribuie la educarea tinerei generații, care contribuie la apariția noilor muzicieni în domeniul respectiv și pentru meritul dumneavoastră de a promova acest gen de muzică. Extraordinar! Mulțumim! Din partea Ministerul Culturii și a doamnei ministru Monica Babuc, dați-mi voie să vă mânez diplomă de onoare a Ministerului Culturii pentru, în semn de apreciere pentru contribuție substanțială adusă la organizarea și desfășurarea Festivalului Frontanier Răsună Fanfare Pădure Hotare și pentru realizări deosebite în promovarea și dezvoltarea culturii naționale. Felicitări!
Thank you.
Bună ziua! Bună ziua! Bună seara! Ну какие могут быть украинские казаки без ГПК, да? Для вас. Thank you.
Thank you.
doamna Galina Kucinska. Доброго дня, дорогі наші друзі, наші побратими. Вона Діва. Вот так же восторжена, совсем недавно наши зрители принимали ваш прекрасный коллектив Олежки. У нас такого коллектива нет. Мы восторгаемся всеми вашими коллективами. Сегодня делегацию мы принимали, имели честь у себя принимать делегацию во главе с председателем районного совета Шалденешт Светланой Владимировной Ротунду и министра культуры Шалденешт господина Григория. Сегодня у вас в гостях народный аматорский коллектив Хоменковского сельского дома культуры «Веселые музыки». Пусть этот ангел хранит мир у нашей и вашей страны. С праздником вас! Ну, естественно, еще один музыкальный подарок, да? Будьте счастливы! Спасибо вам большое! Вам mulțumim foarte mult! Suntem recunoscători pentru acest frumos gest. Vreau să menționez onorată asistență că, într-adevăr, noi am fost prezenți la un festival al muzicii instrumentale în satul Homenche din raionul Șarborod. Și fanfara Olișca a fost primită în acest sat, la acest festival, adică spectatorii au primit această fanfară stând în picioare. Vă mulțumim mult, спасибо вам большое, добро пожаловать в наш район!
că te-am telefonat.
stimat public, stimați participanți la al orchestrelor de fanfară care ne-ați creat astăzi un spectacol inedit, a sosit un moment mult așteptat al festivalului. Așadar, premierea participanților festivalului transfrontalier răsune fanfare fără hotare. Pentru decernarea premiilor, dați-ne voie să invităm în scenă președintele raionului Șoldănești, doamna Svetlana Rotundu, și directorul festivalului, domnul Grigore Zănoagă. În doar de asistență, permiteți-mi să împărtășesc împreună cu dumneavoastră cele mai frumoase emoții pe care le am acum, la final de eveniment cultural de o anvergură deosebită. M-a întrebat un reporter care sunt emoțiile și i-am zis că rămân fără cuvinte. Emoțiile pe care le-am trăit astăzi împreună cu acești frumoși participanți, acești frumoși artiști, să le spun artiști, fiindcă am avut și orchestre de amatori, dar și orchestre profesioniste. Nu știu ei ce au trăit, eu am trăit emoții deosebite, emoții pe care nu pot să le redau prin cuvinte. Le mulțumesc tuturor participanților la acest frumos festival, festival care nu are nici trecut, cred că are prezent și viitor, festival care nu s-a mai întâmplat în Raionul Șoldănești și în Republica Moldova, festival al orchestrelor de fanfară, un gen de muzică care în ultimul timp, așa cum a spus la începutul festivalului șeful Direcției Cultură, domnul Grigore Zănoagă, rămânea undeva în anonimat. Și iată că noi ne-am propus ca acest gen de muzică să-l scoatem din anonimat, fiindcă cine nu a ascultat dintre dumneavoastră, cei care sunteți aici în sală, muzică de fanfară? Atunci când eram copii, muzica de fanfară cânta la nunți, la cumetrii, la petrecerea în ultimul drum a celui decedat. Muzica de fanfară ne-a însoțit pe tot parcursul vieții noastre și cred că ea merită să ne însoțească și pentru viitor. De aceea cred eu că este o inițiativă deosebită de a scoate din anonimat acest gen de muzică. Și eu vreau cu toate cuvintele care sunt în vocabular, cele mai frumoase cuvinte, să mă adresez celor care au participat astăzi la acest frumos festival, festivalul Răsună Fanfare Fără Hotare. Festival care cred că merită să aibă un viitor frumos. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați decis să fiți aici în sală astăzi și să vă delectați împreună cu orchestrele de fanfară care au venit astăzi la noi, la Șoldănești. Fiindcă aplauzele dumneavoastră, cred eu, au o importanță foarte mare pentru cei care evoluează în scenă. Vă mulțumim, dragi spectatori! Mulțumesc și celor care nu sunt în sală, dar au fost prezenți în centrul orașului și ne-au întâmpinat de asemenea cu aplauze furtunoase aceste frumoase orchestre de fanfară. Le mulțumim și lor pentru faptul că au fost receptivi, pentru faptul că s-au adunat și împreună cu noi au trăit momentul frumosului. Iar acum am o deosebită onoare să înmânez diplomele de participare la acest festival orchestrelor participante la festivalul Răsună Fanfare Fără Hotare din orașul Șoldănești. Astfel, am onoarea să înmânez diploma Ministerului Culturii, Consiliului Raional Șoldănești și Secției Cultură, Tineret și Sport, fanfarei Dumbrava a Consiliului Raional Șoldănești, conducător Botnaru Andrei, dirijor Grigore Zănoagă. Vreau să menționez că la diplomă se mai atașează și un plic cu un premiu bănesc, domnul Zănoagă, în mărime, de 1000 de lei. Vă mulțumim mult și vă dorim succes!
plăcere, vreau să invit în scenă conducătorul fanfarii Veselie Muzicante din satul Homenchi, raionul Șargorod, regiunea Vinița, Ucraina, pe care cărora vreau să le mulțumim din suflet pentru participare la acest festival și vreau să menționez că raionul Șoldănești are relații de colaborare în cadrul Euroregiunii Nistru, din care fac parte regiunea Vinița din Ucraina și raioanele din partea dreaptă a Nistrului, Euroregiune care este cea mai vestită în Europa, Euroregiune care și-a pus scop să construiască niște relații trainice de colaborare între raioanele din partea dreaptă a Nistrului și raioanele din regiunea Vinița. Astfel, noi întreținem relații de colaborare cu raionul Șargorod din regiunea Vinița și ne propunem ca și în continuare aceste relații să se îmbunătățească, nu numai ținând cont de raporturile culturale pe care le avem, dar și având alte relații economice, sociale și în viitor ne propunem ca să facem în așa fel ca raionul Șargorod din Vinița și raionul Șoldănești să fie două raioane prospere. Acasă, ansamblul din satul Comenchi, să plecați și cu un prezent din partea noastră a celor din raionul Șoldănești. Diploma se acordă fanfarei Plaia Nistreana a Palatului de Cultură din orașul Rezina, care astăzi au reușit să vină și aici la noi, ne luând în calcul faptul că astăzi în raionul Rezina se desfășoară de asemenea o manifestație culturală deosebită. Astăzi raionul Rezina marchează 75 ani de la fondarea sa. Deci deși au participat la începutul sărbătorii acolo, au reușit să vină și la noi, pentru ce îi apreciem. Diploma se acordă fanfarei Vulturașii a Centrului de Creație a Copiilor din orașul Șoldănești, conducător Ion Lupu, pentru prestația artistică și evaluare excelentă în cadrul etapei finale a concursului Răsună Fanfare fără cotare. Diploma se acordă fanfarii cu titlul model din satul Hârboveț, conducător Tudor Cebotar, Hârboveț, raionul Ninoi. Consiliului Raional Șoldănești și Secției Cultură, Tineret și Sport se acordă fanfarii Palatului de Cultură din orașul Râbnița, conducător Dumitru Mazur. Următoarea diplomă pleacă către grupul de majorite a Căminului de Cultură din orașul Șoldănești, coreograf Ina Pânzaru, pentru prestație artistică și evaluare excelentă în cadrul etapei finale a festivalului transfrontalier ieri Răsune Fanfare fără bătare. Diploma se acordă fanfarei de fete Olișca din satul Olișcani, raionul Șoldănești, conducător Grigore Zănoagă, pentru prestație artistică și evaluare excelentă în cadrul festivalului transfrontalier, etapei finale acestui festival, Răsune Fanfare fără cotare. Le mulțumim pentru...
costume se acordă orchestrii de fanfară a Departamentului Poliției de Frontieră, a Ministerului Afacerilor Interne, dirijor locotenent colonel Andrei Florea, pentru prestație artistică și evaluare excelentă în cadrul etapei finale a Festivalului Transfrontalier Răsune Fanfare Fără Votare din orașul Șoldănești. Conform frumoaselor noastre tradiții, vă aducem sincere noastre urări de bine și pâine cu sare, ca simbol al bogăției spirituale. Un medalion simbolic al sărbătorii de astăzi. Festivalul Transfrontalier Răsune Fanfare Fără Votare. O medalie foarte rară, mai mult nu o să mai fie așa. Unicară. Iar noi, moderatorii Adriana Tiron și Sergiu Socolean, vă rugăm ca în casele dumneavoastră să fie pace, sănătate și voia bună. Să ne întâlnim la alte sărbători tot atât de frumoase ca și sărbătoarea de astăzi. Mulți ani și numai bine!